În continuare discutăm despre arta de pe podium, pentru că o să abordăm un festival internațional de modă, Transylvania Fashion Festival, așteptat și un eveniment de la care reprezentanții Republicii Moldova au revenit nu doar cu impresii, dar și cu multe aplauze. Detalii ne vor oferi în cele ce urmează invitații noștri. Alături de noi este Sergiu Tronciu, decanul Facultății Textile și Poligrafie UTM. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Și avem o frumoasă, un frumos duet feminin, mama și fiica, Daniela și Vladlena Naval. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, Daniela! Ambele pasionate de design vestimentar. Exact. Doar că Vladlena este exact materializarea unei familii fericite. Pe de o parte, tata cu arhitectura, mama cu designul vestimentar, iar copilul cochetează cu ambele domenii. Cum reușești să îi împaci pe ambii? Pe locuri mai complicat, pe locuri mai vesel, dar conversații mereu diferite, conversații mereu super dinamice. De aia mă consider destul de norocoasă, pentru că pot cu ambii să vorbesc pe absolut teme diametral opuse. Dar și asta e partea cea mai interesantă a familiei noastre, că pe cât de diferiți suntem, ne întrunim împreună și discutăm despre orice. Este absolut fantastic. Așadar, domnule Tronciu, haideți să bârfim aceste zile frumoase, 9-12 septembrie, 4 zile de modă, de reflectoare, de colecții impresionante, de nume sonore din domeniul fashion-ului. Daniela, și acum am niște aripi care îi simt că am reprezentat Universitatea Tehnică, Facultatea de Design nou creată și Republica Moldova la acest festival deja numit internațional, cu multe istorii frumoase din Blackstage, despre esplanada foarte frumoasă din centrul Clujului și noi am prezentat țara, cred că la cel mai înalt nivel, fiind alături de nume renumiți din Italia, din Germania, din Bulgaria. Alături au fost profesioniști din toate școlile profesioniste din România, iar noi chiar am prezentat două capsule ca universitate și am avut doi reprezentanți ca designeri vestimentari. Cine au fost acești doi designeri vestimentari? Doi designeri vestimentari, unul dintre ei se află alături. Așa. Este capsula formată din mamă și fiică, Daniela Naval și Vladlena Naval, Eugen Hudoroșcov și Svetlana Cervinski. Cervinski, da. Așa. Vreau să spun că practic toți suntem produsul la Universității Tehnice și sunt mândru că anume noi ca universitate am prezentat țara la așa eveniment. Și aceste colecții, aceste outfituri au fost foarte apreciate. Am citit și tare multe recenzii, am și discutat cu mai mulți oameni care au fost la acest eveniment. Am văzut și poze, apropo, iar cei de acasă au reușit să le vadă. Eu, din câte am înțeles, aceste frumoase reprezentații din Republica Moldova au fost selectate în urma Students Fashion Day. Deci, cumva, este un efect frumos și promovarea absolut fantastică a celor care reușesc să se autodefinească prin talent și prin modă. Daniela, vreau să întreb până la urmă dacă au fost niște condiții, niște rigori care au trebuit să fie respectate sau a fost liberul arbitru? Sigur că au fost niște condiții anticipate, deci mai întâi de toate am transmis prin poze colecția și am văzut dacă am fost acceptați, ne-am bucurat, deci prin domnul decan a fost transmis că într-adevăr am fost acceptate și ne-am bucurat, ne-a spus de mult că undeva cineva o să ne vadă. Și au reușit să vă vadă. Apropo, în această dimineață sunteți îmbrăcate amândouă din aceeași colecție. Dacă nu e tare mare deranj, eu chiar vreau să vă rog să vă ridicați în picioare, să vadă și cei de acasă aceste două ținute, un black and white, așa, super simpatic, un joc de culori. Eu o să vreau totuși și niște detalii despre aceste piese vestimentare, în cât timp au fost lucrate, cum ați ales designul. Exact. Deci vreau să zic, colecția noastră a fost din 10 piese, mai bine zis, 10 modele au fost îmbrăcate cu hăinuțele noastre.
tema acestei colecții este puterea liniei. Dacă vedeți, uitați-vă, merge peste tot linie și a fost culorele alb, negru și galben, plus au fost ca accesorii curelușe peste tot. Dacă vedeți, îmi cer scuze că mă întorc și eu. E artă! Exact. Aici tot este curelușe, chiar și parte de sus la fel este curelușe. Și s-a primit de nedescris. Este am fost apreciate la maxim și pe podiu ne-am simțit vedete. Vladlena a fost accentul pe partea designului, dacă ea tot combina arhitectura cu design, eu undeva îmi făcea niște remărci. Uite, așa, mami, e bine, așa, combinația, întruchiparea liniilor, cum trebuie să fie. Așa. Și într-un final, uitați-vă ce s-a primit. Așa, dar eu ca să facem așa și o scurtă recapitulare, avem alb-negru. În ținuta dumneavoastră, albul este doar pe partea verso. Exact. Așa? Dacă exact. Putem să... așa. E foarte interesant acest joc pentru că pe mine mă surprinde absolut jocul ăsta dintre rafinament, eleganță, dar și excentric. Exact. Este absolut minunat. Vă invit să luați loc. Mulțumesc. Să discutăm. Noi cumva suntem obișnuiți cu jocul ăsta de alb-negru, yin-yang, ping-pong, de nuanțe, dar aici vedem altceva. Sunt niște linii practic clasice, dar cu niște jocuri de geometrie curată. Vladleta, da, ține mama cont de remărcile tale? Sigur. Da? Surprinzător de plăcut. Ne ciondănim pe locuri, dar e o, zic așa, o ceartă foarte plăcută pentru că eu contribui oarecum cu viziunea mea mai arhitecturală deja. Mama vine cu versiunea ei mai design, mai... zic așa, plăcută pentru om ca să poată să poartă într-un final. La mine ideile mele sunt ieșite din tipar, că fă asta să fie o linie super lungă, ca să fie greu să meargă modelul ăla și ea se uită la mine și zice că cine nu... Cine zice că moda e confort? Sigur. Da. Facem diferența între pret-a-porter și haute couture până la urmă. Da. Eu sunt sigură că tare mult contează și susținerea celor de acasă. Ori voi ați avut parte de susținerea celor din Republica Moldova, lumea a fost cu ochii pe voi și nu vorbesc doar despre administrația UTM-ului, vorbesc despre oamenii care într-adevăr se mândresc cu rezultatele voastre. Spuneați că dumneavoastră a devenit cumva internațional acest festival și grație participării echipei din Ucraina. În contextul războiului ei și-au relocat oarecum Ukrainian Fashion Week de această dată în România. Nu, ei au făcut în Germania, dar au fost și invitați prezenți... de onoare. Da, au fost invitați de onoare. Vreau să spun că noi am avut parte de acest festival internațional și sprijinul a fost și din partea domnului rector, dar și am fost văzuți chiar pe rețele de socializare, fiindcă am dat link-uri și am fost în... în emisie directă. Exact. Ne-au văzut pe Fashion TV mai mult de 100 de țări concomitent, iar noi am reprezentat țara și am fost văzut și apreciați de toate școlile din Europa. La fel am avut o experiență foarte frumos cu Alin Gălățescu, care a fost și regizorul acestui festival. Am avut parte de modele profesioniste, de make-up, de un background, sunet, LED-ecrane. A fost într-adevăr un show de zile mari, iar noi am fost chiar, așa să spunem, punctul de atracție și Clujul a devenit deja un element, așa spunem, un simbol al industriei fashion. Acum, iertată să-mi fie această remarcă, dar nu este suficient să avem doar outfit-uri potrivite și entuziasmul, da? Eu îmi imaginez că urmează și altceva. Ați venit și cu alt tip de rezultate de acolo? Da, noi, datorită evenimentului organizat de UTM Student Fashion Day, a fost prima dată când am ieșit în România, după care în Cehia, iar acum urmează, după semnarea acordului cu Romanian Fashion Council, un parteneriat care ne-ar oferi să participăm an de an la acest eveniment fără, așa spunem, suport financiar. Suntem participanți, fiindcă suntem chiar de la primul festival cu ei. Domnul Matei Mico
organizatorul acestui festival organizează deja peste 25 de ani aceste evenimente, iar noi, ca suntem de la începutul acestui festival, vom avea parte de fiecare dată să participăm. Așteptăm abia următoarele organizări, cum este Aspara Week, Kazahstanul ne așteaptă, care ne-au selectat în urma acestui festival. Cu siguranță și cei care ne-au văzut, deja ne-am făcut contacte și ținem legătura pe arena deja Paramondului să vedem unde putem. Aici trebuie să menționăm și să spunem cu mândrie că deja a fost semnat acest parteneriat, deoarece Romanian Fashion Council este o adevărată autoritate în industria de modă la nivel internațional, nu doar din România. Nu o să-l întreb pe domnul decan despre numele sonore din modă și cât de talentați sunt tinerii, că oricum o să-și laude studenții. Exact. Vreau să-mi spuneți dumneavoastră ce părere aveți despre tinerii care vin cu noi viziuni în materie de fashion și dacă facem noi acel scale-up necesar în industrie. Sigur că da. De ce în colecția mea am inclus-o și pe fica? Deci totuși foarte mult contează părerile tinerilor. Și noi ne considerăm tinere, Daniela, să știi că nu ne dăm bătute, dar totodată menționez că eu predau și la Universitatea Tehnică și îmi place foarte, foarte mult părerea tinerilor și mă includ la maxim cu ei. De aceea mereu trebuie să fim în suflet tineri și să-i luăm și pe tinerii și să le ascultăm părerile lor. Și dacă noi învățăm de la ei tot ce înseamnă extrovertism, tot ce înseamnă inovație, Vladlena, noi ce învățăm de la titanii în acest domeniu? Cum să ne comportăm în primul rând, cum să acționăm, totuși toată experiența de viață, mai avem tineretul să o trecem, să o experimentăm, unele viziuni și așa mai departe, care la un moment dat te retragi ca apoi să poți să ai un răspuns cu mult mai ferm convins. Și toată energia asta care noi avem, tineretul, maturii, zic așa, mai cu o vârstă mai înaintată, pot să o țină așa, să o păstreze, ca după aia să fie un răspuns mai bun, mai foarte pregătit. Frumos! Mie îmi plac toate aceste idei. Așa ne place nouă când ne laudă copiii. Da. Sună tare bine, păcat că nu ați văzut privirea, Daniela, atunci când povestea Vladlena, dar e foarte frumos că reușiți să combinați pasiunile, e foarte frumos că reușiți să încurajați, să susțineți tinerii și să participați la astfel de evenimente care ușor-ușor definesc un portret al unei națiuni elitiste până la urmă, ori moda a definit dintotdeauna o entitate și o comunitate corect educată. Mulțumim tare frumos pentru prezență, mult spor în tot ceea ce faceți și evident așteptăm noi rezultate. Și noi vă mulțumim, fiindcă sunteți primii care arătați absolut toate piesele vestimentației și sunteți alături de noi. Noi vă mulțumim, e o adevărată plăcere, iar